Voiam să spun, doamna președinte, că atunci când ați făcut nominalizarea la funcția de manager al Spitalului Județean Botoșani, ați spus despre domnul Călin că este un profesionist în domeniul resurselor umane. Da, așa este. Și pentru că îl cunosc, aș putea să adaug și ambițios și hotărât, dar, că există întotdeauna un dar, pentru a conduce un spital de dimensiunea Spitalului Mavromati, mai e nevoie încă de ceva. Și printre altele ar trebui ceva expertiză, ceva experiență în domeniul managementului sanitar. E un domeniu foarte important, destul de complicat. De aceea există o școală națională de sănătate publică și management sanitar. Chiar recent, domnul ministru spunea că accesul la un astfel de post sau de funcție ar trebui condiționat de participarea la cursuri de perfecționare în domeniul la această școală. De altfel, să știți că doamna Monica Dăscăliței, unul din directorii de DSP Performanțe în perioada pandemiei, a făcut aceste cursuri, este absolventa acestei școli, și domnul doctor Andrieș de la Dorohoi, și probabil, cu siguranță, mai sunt și alți medici care au trecut pe acolo și au făcut cursuri de specializare. Dar, dincolo de asta, despre problemele Spitalului Județean s-a discutat, am vorbit și la ședința trecută. De departe, cea mai mare este aceea că Spitalul nu reușește să-și îndeplinească indicatorii care au stat la baza contractului cu Casa de Asigurări de Sănătate, lucru pe care l-a amintit, de fapt, a atras atenția colega noastră Agnes Holca, în condițiile în care Spitalul Județean a beneficiat de foarte mulți bani de la Consiliul Județean. Asta trebuie să o recunoaștem. S-au făcut investiții foarte, foarte mari. De aceea, așteptările tuturor botoșănenilor cu privire la Spitalul Județean sunt foarte mari. Pentru că, deși nu ne dorim, ajungem mai cu toții acolo, fie în calitate de pacienți, fie de aparținători sau însoțitori ale persoanelor dragi nouă, iar responsabilitatea unei astfel de numiri se împarte între cine a făcut-o și cine a acceptat-o. Noi sperăm ca perioada de acomodare a noului director să fie cât mai scurtă, să aibă răspunsuri și soluții la toate problemele pe care le are Spitalul Județean și mai sperăm că mandatul domniei sale să nu fie un experiment eșuat. Așa că, în concluzie, considerăm că numirea actualului manager s-a făcut pe criterii politicianiste, iar în privința viitorului managementului Spitalului Județean, prognosticul nostru este rezervat. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna consilier județean. Cu privire la adaptabilitatea domnului manager, probabil ați citit presa, lumea sa a avut o conferință de presă la începutul acestei săptămâni, alături de toată echipa managerială de la Spitalul Județean de Urgență. A precizat cu subiect și predicat ce va face în perioada următoare împreună cu echipa. A mers peste tot, pe toate secțiile din Spitalul Județean. Cred că lucrurile sunt clare, transparente. Îmi mențin punctul de vedere, domnul manager are o expertiză foarte vastă în activitatea domniei sale. Nu cred că ar putea cineva din această sală să aibă emoții cu privire la managementul pe care îl va aplica la Spitalul Județean de Urgență Mavromati. Cu privire la contractul cu casa, știți foarte bine, facem toate eforturile astfel încât nici personalul, dar nici pacienții să aibă de suferit. Consiliul Județean întotdeauna a fost un partener corect și onest în relația cu toate instituțiile subordonate pe care le avem și atunci când au apărut probleme, de comun acord am găsit cele mai bune soluții, astfel încât activitatea să nu fie perturbată și, în definitiv, oamenii să fie mulțumiți. Lucrul acesta nu l-am aplicat pentru niciun manager care a tranziționat Spitalul Județean Mavromati. Ceea ce pot să vă confirm din interiorul spitalului este că
are un feedback pozitiv, a venit pe fiecare secție, a evaluat fiecare secție, a stat de vorbă cu echipele de pe secții, a întrunit de asemenea Consiliul Medical, a stabilit plusurile și minusurile. Din câte știu, din ceea ce ne postează domnul director medical, suntem pe partea ascendentă cu cazurile raportate la casă. Deci, eu spun că se fac pași importanți pe panta ascendentă. Acum, dacă luăm și analizăm fiecare om câte studii și în domeniu, lucrurile astea pot să aibă interpretări diferite. Important este ceea ce se pune în practică și ceea ce se face efectiv. Și ceea ce pot să vă spun este că important e să reunești oamenii și să organizezi așa cum trebuie. Și dacă reușești să faci fiecare mână de lucru să acționeze optim sau cel mai bun cât poate el să facă, ăsta este lucrul cel mai important.